Bine, v-am găsit. Avem aici două dintre cărțile poetei Veronica Stănei Macoveanu. Astăzi vom prezenta traducerea în limba franceză a volumului de poezie Primăvara Gri, Printemps Gris, iar Primăvara Cenușie, Printemps Gris. Întâi să ne recomandăm. Gina Miclor sunt eu, alături de mine poetul și editorul Vasile Poena. Cât despre Veronica Stănei Macoveanu, o ființă plină de lumină, care dăruiește lumină prin poeziile ei, iată ce spune doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Izvorâtă dintr-o sete neistovită, o sete enormă de cunoaștere, de absorbire, de contopire cu lumea în toate ipostazele ei, strigătele, căci nu le pot numi simplu versurile, tinerei poete, au în ele o putere de elemente dezlănțuite. Durere din prea multă iubire, sfâșiere din prea mare dorință de unitate. Așa se împățișează prima expresie lirică a Veronicăi Stănei. Acest volum de versuri este primul apărut, volumul ei de debut. Și pentru acesta a scris cronica doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Marcel Gelber spune: dacă ne apropiem de mărturia Veronicăi Stănei cu ceea ce este mai pur, mai ceresc în noi, ne uimește faptul că primim din ce în ce mai profund puterea și bogăția inefabile transmise de acest sâmbure incandescent, în care lumini, armonii, frumuseți incredibile și adevăruri primordiale sunt în perpetuă naștere. O să-i ofer microfonul poetului Vasile Poenaru ca să ne spună mai multe despre poetă și cărțile ei. Stimați iubitori de poezie, numele Veronica Stănei Macoveanu ar trebui să ne spună tuturor ceva. Ar trebui să știm că este o poetă de mare valoare, autoarea numeroase volume de versuri. Ca să vedeți, volumele pe care le-am scos noi, a publicat și la alte edituri, dar volumele pe care le-am scos noi le puteți vedea pe www.libreriacoresi.ro. Vă invităm să mergeți acolo și să vedeți, sunt și prefețe, prezentări și vă veți da seama că ne avem în fața unei poete de geniu. O poetă care știe să dezvăluie pasiuni cotropitoare, dar și liniști și armonii cerești, care știe să introducă idei filozofice și meditative în poezie, fără să tulbure mintea și sufletul nostru, dimpotrivă, făcându-ne părtași ai unei viziuni asupra lumii extrem de noi, de interesante, de novatoare și mai ales de vindecătoare. Aceste două cărți pe care le avem în fața dumneavoastră, pe care le avem pe masă, Magmatice Flori Suflete, Magmatice Flori Suflete și Primăvară Cenușie, dar în ediția ei în limba franceză, sunt cărți de tinerețe, cărți de debut, dar ele trăiesc și astăzi la fel de viu și de puternic cum au trăit și în clipa în care au fost publicate și apreciate de mari oameni de cultură și de critici literari din țara noastră. Traducerea magistrală în limba franceză este asigurată de Angela Croitoru Gelber. Și această traducere a așteptat câțiva ani până când se iasă la lumină, pentru că așa sunt cărțile, apar când vor ele
nu când doresc autorii sau editorii. Dar a apărut într-o haină frumoasă, o grafică deosebită, atât plăcută cât și potrivită cu interiorul cărții, cu mesajul poeziilor. Și vă invităm să veniți pe www.libreriacoresi.ro și să lansați o comandă pe care o veți primi în câteva zile, ca să vă puteți bucura de o poezie de rară frumusețe. O să rog pe colega mea să citească din volumul Magmatice Flori Suflete câteva poeme, ca să vedem cum simțea la prima sa carte Veronica Macoveanu. Iar pentru evoluția poeziei sale, vă rugăm să comandați celelalte volume pe care le-am publicat editura noastră. Îmi trebuia acea mică, infimă, aproape de mine, scânteie pe care s-o ascund, de-a care existență să știu permanent, ancorată în mine, călăuzindu-mă, fără lacrimi, doar fiind. Îmi trebuia dincolo, poate, desprins din cer, un loc, o apă, o liniște, o umbră, imagine sor. Poeziile nu au titlu, așa că voi face o pauză înainte de a trece la următoarea. Am fost un potir căutând lumina, clădit a nevoie din nestemate surori, fiecare vrând, neștiut descifrând culori, desprinse din urm, umbre, fără urmă lăsând, durerea plutind în aer, greu apăsând, fragile, frânte simțuri deschise. Cum pot atât să privesc frumusețea și să tac? Cum pot atât să privesc puritatea și să tac? Cum pot atât să privesc durerea și să tac? Căci ochii mei sunt deschiși și sufletul meu e deschis. Cum de nu sunt râu, izvor primitor, fluviu, ca tot să se spele aici, ca totul să se oglindească aici, ca totul să rămână aici. Dar eu sunt și simt și vibrez în compasiune, în uimire și la unison. Și ultima poezie. Am intrat pe această poartă a soarelui, pe această poartă a dimineții, pe această poartă a zilei luminii, de la care nu mă voi mai întoarce. Botezul primind, nu mă pot nega. Vă rugăm să aveți în vedere că a cunoaște un mare poet reprezintă o datorie a noastră, nu numai o bucurie, iar Veronica Macoveanu este un mare poet. Vă invităm să vă bucurați de roadele acestui mare creator. Mulțumim!